cei nespus de dorni sau udă în continuare studiu pe cartea evrei, nu îl întrerupem, ci avem o mică paranteză din care, de care vom beneficia studiind un alt cuvânt al lui Dumnezeu. Am citit un titlu la pasajul acesta la un moment dat și mi-a rămas în minte, ceva de genul maniacul transformat într-un misionar. Și cam asta prezintă textul în prima parte, la versetul 26, cam până la versetul 35, ne arată starea acestui om și eliberarea de care a făcut parte Domnul Iisus Hristos. Și apoi, la final, transformarea lui radicală pe care a suferit-o în urma lucrării Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, reacțiile oamenilor din jur. Cred că sunt lucruri deosebit de frumoase pe care le putem lua pentru noi în seara aceasta din acest pasaj. De aceea, fie ca Dumnezeu să ne deschidă mintea, să vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos arătat în această lucrare extraordinară, miraculoasă, supranaturală de eliberare, de vindecare a acestui om. Motivul pentru care evanghelistul Luca și nu doar el ne prezintă cazuri de acestea care din punct de vedere uman sunt iremediabile, irecuperabile, este pentru ca să vedem autoritatea, puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Să ne gândim de fiecare dată când citim o epistolă sau o evanghelie că aceasta a fost destinată unui grup primar țintă de oameni care trebuiau să aibă o descoperire din cuvântul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt a ceea ce era Domnul Iisus Hristos și să-L accepte pe El așa cum este, cum așa a fost, cum a fost El în realitate, așa cum este El descris în paginile Sfintei Scripturi. Așadar, voi avea trei puncte majore. Prima parte care ne vorbește despre, ne arată necesitatea eliberării, de ce avea omul acesta nevoie de eliberare și ne se prezintă foarte clar starea lui degradat. Apoi avem eliberarea în sine și apoi avem efectele acestei eliberări. Și ne vom uita pe scurt la fiecare din aceste, din aceste secțiuni. Foarte interesant, Domnul Iisus Hristos adineauri, mai înainte, a potolit furtuna, a fost cu ucenicii pe mare, a potolit furtuna, este în climaxul lucrării sale, Domnul Iisus Hristos face minuni, face eliberări, face vindecări, hrănește oamenii și așa mai departe. Și ne-am fi așteptat ca pretutindeni unde se ducea Domnul Iisus Hristos să fie lume care îl îmbulzește. Totuși este foarte interesant când ajunge în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei, nu există nimeni care să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Nimeni care să-I spună bun venit. L-a întâmpinat un om din cetate, noi știm din celelalte evanghelii că erau de fapt doi, nu există niciun fel de contradicție, asta ca o paranteză, fiecare autor are scopul lui, intenția lui atunci când scrie un pasaj din Sfânta Scriptură și nu trebuie să-i credem nici chiar atât de... Astea sunt niște argumente foarte serioase aduse de atei, cum că există diferențe între diferite istorisiri, zic ei, și asta arată că Biblia nu este o carte scrisă de Dumnezeu prin inspirație divină, e o carte scrisă de oameni. Oameni nu trebuie să-i credem pe evangheliști chiar atât de proști. Un evanghelist putea să verifice cealaltă evanghelie, spune, bă, ăsta au scris doi, hai să scriu și eu doi, da? Dacă tot vreau să fie într-o conspirație în asta și să scrie minciuni, scriu niște minciuni asemănătoare, da? Nu e atât de fără minte încât să scrie atâtea evenimente la rând diferite. Nu fiecare autor când a scris un pasaj a avut un grup țintă și a scris mai multe sau mai puține detalii inspirat de Duhul Sfânt în funcție de scopul și intenția lui. Asta ca o paranteză pe care am încheiat-o. Dar observăm că există un singur om vine să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos și acesta este un îndrăcit. Este un îndrăcit. Și asta ne arată de fapt despre starea umanității și starea omului căzut în păcat, care atâta timp cât ia mâncare de la Domnul Iisus Hristos, cât primește vindecări și așa mai departe, să zice și-l caută. Când nu are beneficii de genul acesta, nu-l caută pe Domnul Iisus Hristos. Și asta, ăștia suntem noi în starea noastră naturală. Dacă îi să ne dea mâncare, ne ducem. Dacă ne spune, mă, gata cu mesele pe gratis. Voi trebuie să căutați mâncarea care e pentru viața veșnică. Toți l-au părăsit. Toți l-au părăsit. Mai rămân 12. Domnul Iisus Hristos îi întreabă, voi? Nu vreți să vă duceți? Voi ce motivație aveți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, da? Domnul Iisus Hristos selectează foarte bine pe cei care îl urmau pe El. Vedem lucrul ăsta foarte clar și vedem din pasajul acesta și cine suntem noi atunci când, fără Duhul Sfânt îl căutăm pe Dumnezeu doar pentru beneficii. Pentru beneficii omenești, beneficii naturale. Dacă ne-am duce la oameni cu o evanghelie a prosperității în asta mai
mai ușurică, să nu fie chiar așa pe față, da? Dacă îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ești bogat. Dacă nu îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ești sărac, ești blestemat. Nu cu una din asta chiar așa agresivă, dar să spunem, oamenii care urmează pe Domnul Iisus sunt totdeauna binecuvântați. Cei care urmează pe Domnul Iisus Hristos au parte de multe binecuvântări. Vă întreb pe dumneavoastră, cine n-ar vrea un asemenea Hristos? Evident! Omul carnal rezonează cu un asemenea mesaj. Nu trebuie să fii mântuit să ceva din inima ta, din natura ta să spună, îmi place. Mai spune despre Hristos ăsta. Te poate vindeca. Super, altceva. Te poate ajuta în probleme financiare. Altceva. Îți poate da binecuvântări cum nu trece ție prin cap. Mai bagă altceva. Îți place de un Hristos? Cum să nu-ți placă de el? În mod natural îți place de un asemenea Hristos. Și noi știm că Dumnezeu, în providența lui, dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. În providența lui binecuvântează oamenii fără discriminare, da? Ba, dimpotrivă, sunt unii psalmiști care sunt stupefiați din pricina faptului că vede pe cei răi că o duc mai bine decât cei buni. De ce? Că pe cei buni Domnul îi mai bate cu nuiaua, că sunt fiii lui, nu-s născuți din curvie și iubește și așa mai departe. În chiar te izbește citind pasajul acesta, introducerea lui, cum se vede oamenii, cum se văd oamenii că nu mai beneficiază de ceea ce vor ei să beneficieze, că nu îl mai au pe Hristos așa cum îl și imaginează ei, ca un fel de mega moș Crăciun care dă tot felul de binecuvântări, oamenii lasă totul baltă și nu mai îl interesează de el. Nu mai interesează de el. Acum este clar, pasajul acesta ne arată un lucru deosebit de încurajator pentru noi, faptul că Domnul Iisus Hristos nu s-a temut, nu s-a ferit, nu s-a dat înapoi de la întâlnirea cu cei mai periculoși și păcătoși oameni. Asta e un lucru fantastic, extraordinar. Asta chiar a fost una dintre acuzele frecvente aduse Domnul Iisus Hristos. Iată, el stă la masă cu curvele și cu vameșii. Ce mântuitor e ăsta? Și Domnul Iisus Hristos face o logică foarte simplă pentru ei. Dom'le, cine are nevoie de mântuire? Cine are nevoie de vindecare? Nu cei bolnavi? Cu siguranță cei bolnavi. Nu cei păcătoși au nevoie de mântuire. Și lucrul acesta trebuie să fie deosebit de încurajator pentru noi. Domnul Iisus Hristos nu s-a ferit de cei mai degradați oameni. De cei mai degradați oameni. Noi ajungem la un moment dat și ne uităm la anumiți indivizi și spunem, Domnule, ăsta e irecuperabil. Deci ăsta a ajuns într-o sare, ăsta e irecuperabil. Dar totuși speranța noastră trebuie să rămână în continuare, nu în faptul că omul ăla... Sau, oare nu cumva în mintea noastră e premiza asta când spunem că e irecuperabil, că el cumva ar trebui să facă ceva, să se ajute singur ca să fie ajutat de Domnul Iisus Hristos, da? Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri, da? Dacă te tragi singur de păr și te scoși de mâna, atunci și Hristos îți întinde mâna. Noi nu asta credem. Noi credem într-un Hristos care coboară la omul degradat, păcătos, nenorocit și îl ridică de acolo. Este clar, textul ne arată o distinție foarte clară între posesia demonică și influența demonică. Chiar și credincioșii au parte de influență demonică, suntem ispitiți. Uneori simțim ispitele diavolului la o intensitate mult mai mare decât o simțim în general, în mod normal. Dumnezeu permite și lucrul acesta. Textul acesta ne vorbește despre un om posedat, stăpânit de diavol, pentru că spune l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci, de mai mulți draci. Ceea ce mă fascinează pe mine este următorul lucru. Domnul Iisus Hristos a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Da. La poporul care avea legea Domnului, oameni care mergeau la sinagogă, oameni care respectau ritualurile, oameni care respectau sabatul, oameni care nu mâncau carne de porc, oameni care țineau toate ceremoniile lor, oameni care au făcut mult mai multe legi decât le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a spus, fiți sfinți! Noi o să fim dublu sfinți decât a vrut Dumnezeu. Băgați lege aici, da? O grămadă de reguli au băgat. Oameni care stăteau cu Scriptura în mână, oameni care ascultau Scriptura predicată și așa mai departe. Adică cum suntem noi aici? Oameni care în mod consecvent, constant, erau expuși acestor, cum le numim noi, metode ale Harului, da? Că așa funcționau lucrurile și pentru evrei în vremea respectivă. Și totuși, majoritatea eliberărilor de duhuri Domnul Iisus Hristos le-a făcut în poporul Israel. În poporul Israel. El pe ei i-a exorcizat, pe ei i-a eliberat, din ei a scos dracii, din oameni care mergeau la templu, din oameni care mergeau la sinagogă, din oameni care învățau de mici legea Domnului, din oameni care trăiau în mediul ăsta religios. Și ăsta este un lucru deosebit, deosebit, deosebit de important pentru noi, ca să înțelegem că este posibil și nu doar este posibil, este real că mulți din oamenii care vin în locurile acestea, ca acestea, sunt oameni care n-au absolut nicio legătură spirituală reală cu Dumnezeu. Niciuna. Și poate să stea consecvent, constant, sub predicarea cuvântului. Să stea să asculte rugăciunile noastre, să asculte cântările noastre și să nu luăm de apucat. Lucrul acesta trebuie să fie un semn mare de exclamare pentru noi, avertizare. Să nu luăm de apucat nașterea din nou. Să nu luăm neapucat credința în Domnul Iisus Hristos. Să nu ne trezim și noi făcând exact lucrurile pe care le-am condamnat la alții. Ah, pentru pruncușorul meu învățat ceva din Biblie. Păi, pruncușorul meu învățat cântări, învățat poezii, vine la adunare și așa mai departe. El sigur trebuie să fie de anus de doi. Cui o fi de altcuiva?
Nu, e posibil să stai și să nu ai o întoarcere reală la Dumnezeu, să nu ai o cunoaștere duhovnicească a lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne facă precauți, atenți și să înțelegem ce mare miracol este mântuirea, nașterea din nou, credința reală în Domnul Iisus Hristos. Este deosebit de interesant să observați și starea descrisă de acest om. Era stăpânit de Satana. Foarte clar, când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat. De ce l-a fi întâmpinat îndrăcitul ăsta? Unii au spus, am citit într-un comentariu, că îndrăciții ăștia doi nu își dădeau seama cine e acolo, nu și-au dat seama cine e acolo și ei obișnuind să fie agresivi față de toți cei care treceau pe drumul acela, asta ne spun ceilalți evangheliști, că erau foarte agresivi față de oricine trecea pe drumul acela, ei s-au dus către Domnul Iisus Hristos cu aceeași intenție. Mă îndoiesc că legiunea aia de dragi care erau în demonizația aceștia dormeau atunci și între timp s-au trezit. O, unde au luat ăștia la vale? Și demonul zice, băi, oprește-te, ăsta e altcineva, e Domnul Iisus Hristos. Mă îndoiesc. Eu cred că motivul pentru care, din tot ce vedem în pasajul acesta, motivul pentru care oamenii aceștia s-au dus să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos este pentru că erau stăpâniți de draci și dracii recunoșteau autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și s-au dus înaintea judecătorului, cel care urma și va executa pedeapsa acestor draci, a tuturor dracilor și a tuturor oamenilor necredincioși. De asta s-au dus acolo. Acum, este interesant cum descrie autorul starea lor. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. De ce nu se îmbrăca? Și ca să înțelegi de ce nu se îmbrăca, trebuie să te duci înapoi la Geneza și să vezi care e treaba cu îmbrăcămintea. Dumnezeu nu ne-a creat cu haine pe noi. Dumnezeu ne-a creat fără haine. Da? Ne gândim că e foarte rușinos lucrul ăsta. Dumnezeu a creat omul nepăcătos, fără haine. Da? Erau goi și spune Scriptura, nu le era rușine. Când omul a păcătuit, ca o dovadă a faptului că au pierdut acea glorie cu care Dumnezeu i-a creat, cu acea slavă, da, cu care Dumnezeu i-a creat, sfințenia, neprihănirea în care ei au fost creați, Dumnezeu îi îmbracă, pentru că Scriptura ne spune foarte clar, când au păcătuit, le-a fost rușine, a fost goi și se ascundeau printre, mie mi se pare una dintre cele mai penibile scene din Sfânta Scriptură. Când Adam cu Eva strigă Dumnezeu, ei s-ascundeau după pomi. Că Dumnezeu vede toate lucrurile. De cine te ascunzi? Da? În starea asta de degradare te aduce păcatul. Păcatul strică și modul în care raționezi. Da? Și știți că reacția lor imediat a fost să se îmbrace. Și Dumnezeu vine și nu spune, dă-ți șorturile jos. Nu asta spune Dumnezeu. Dumnezeu le face alte haine mai durabile și mai bune decât acelea pe care le-au avut ei. Și lucrul pe care noi îl învățăm este următorul lucru. Hainele noastre mărturisesc pentru faptul că suntem căzuți în păcat. Există o goliciune lăuntrică a noastră, manifestată și în exterior, pe care Dumnezeu o arată în exterior prin hainele pe care ni le-a dat. Da? Și gândiți-vă la un lucru sau două. Chiar și cele mai stricate persoane din societate, care se îmbracă foarte, foarte sumar, au câteva locuri foarte senzuale ale corpului pe care totuși le acoperă. Da? Bineînțeles, ele le acoperă pentru a stimula. Da, asta e o pervertire a ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar chiar și ei mărturisesc pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Că Dumnezeu ne-a făcut după, că voia lui Dumnezeu după căderea în păcat a fost ca să fim acoperiți, da? Cu alte cuvinte, hainele arată pentru gloria pe care am pierdut-o în Adam și arată nevoia noastră de a fi acoperiți. Acum, acoperirea de care noi avem nevoie în realitate nu este una fizică. Asta este temporară. De ce e temporară? Pentru că Dumnezeu a lăsat-o ca să restrângă răutatea și perversiunea omului. Imaginați ce ar fi dacă am umblat toți goi, da? Și așa omul e pervers și stricat și vede oricum dincolo de haine. Da? Dumnezeu a lăsat hainele ca să restrângă perversiunea, păcatul, ca să restrângă depravarea umană. Deci, hainele mărturisesc pentru căderea de care am avut parte, sunt un fel o barieră pe care Dumnezeu o folosește pe lângă altele pentru a restrânge păcatele și sunt o mărturie pentru ceea ce noi avem nevoie. Avem nevoie să fim îmbrăcați și ceea ce Dumnezeu face simbolic în grădina Eden este să taie niște animale, o jertfă de sânge și să îi îmbrace. Arătând foarte clar că modul final în care un om poate să fie îmbrăcat este prin jertfă. Aia e îmbrăcămintea de care noi avem nevoie în realitate. Dumnezeu n-a vrut să facă acolo un exercițiu de croitor. Hai să vă arăt ce croitor bun sunt eu. Ce haine extraordinare din piele pot să fac eu. Nu, Dumnezeu a lăsat simbolic arătat acestor oameni prin jertfă, prin hainele pe care le-a dat, că au nevoie să fie îmbrăcați cu jertfa de sânge, cu neprihănirea venită din jertfa de sânge a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să fim îmbrăcați în felul acesta. Amin. Faptul că omul ăsta nu locuia nicăieri, spune, nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte.
arată din nou locul în care vrea diavolul să ducă omul. Da? Să iei o persoană, o ființă vie și să o pui în mormânt. Asta este cea mai clară, izbitoare declarație a Satanei. Că un om mental, un bolnav mental nu face lucrul ăsta, s-ar duce și s-ar culca cine știe pe unde. Dar un om îndrăcit este o declarație foarte clară a activității demonice și a faptului că Satana acolo vrea să te aducă. Da? De viu te-ar băga în mormânt. Este într-o stare inimaginabilă adus în care se afla omul acesta, în care a fost adus de Satana, da? Locul ia în morminte. Hai să uităm la eliberarea de care îi face parte Domnul Iisus Hristos de la versetul 28. Spune Scriptura: când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, recunoaște autoritatea lui și a căzut jos înaintea lui. Da? A o reacție corectă care arată clar autoritatea Domnului Iisus Hristos. La asta ar fi trebuit să te aștepți la oricine îl întâlnea pe Domnul Iisus Hristos. La oricine. Domnul Iisus Hristos a făcut și până la punctul acesta minuni, eliberări, vindecări și așa mai departe. Te-ai fi așteptat ca fiecare persoană care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos să spună: El e acela care a mulțit pâinile, El e acela care a oprit vântul și furtuna, El e acela care a înviat morți, și toată lumea să plece înaintea lui. Nici vorbă. Erau oameni care stăteau în jurul lui, care îmbulzeau, care nu beneficiau cu absolut nimic de el, de puterea lui, de lucrarea lui. Erau oameni care stăteau lângă el și îl ispiteau. Erau oameni care stăteau lângă el și în timp ce stăteau lângă el gândeau despre el. A, da, omul acesta, a, da, a făcut așa, a, da, a spus așa, a, da, e sabat, da, a călcat legea, da, a mâncat nu știu ce. Și așa mai departe, da? Erau oameni care cârteau mereu. Ceea ce ne arată un lucru tragic, foarte, foarte, foarte tragic. Că dracii, în locul acesta, au o lumină spirituală net superioară omului. Net superioară omului. Nu mă refer la o lumină spirituală duhovnicească, mântuitoare, sub nicio formă. Da, o lumină spirituală. Ei văd lucrarea Domnului Iisus Hristos și știu ce se întâmplă acolo. Farisei, cei mai inteligenți, cei mai luminați oameni ai vremii, cu Sfânta Scriptură în mână, se uită la lucrarea Domnului Iisus Hristos, la cele mai puternice miracole făcute de Domnul Iisus Hristos și ce spun? El scoate dracii cu puterea dracului. Nu se pare foarte deștept când au găsit ischibiția asta teologică ca să explice ce făcea Domnul Iisus Hristos. Da? Oamenii, demoni aceștia au o lumină spirituală nesuperioară poporului Israel, nesuperioară chiar liderilor religioși ai vremii. Și asta este un lucru foarte important pentru noi. Uneori poate tânjim sau ne gândim dacă am fi trăit noi pe vremea Domnului Iisus. Sau s-ar face și astăzi miracole, nu? Dacă s-ar face miracole. Nu s-ar întoarce oamenii mai mult la Dumnezeu. Dar din astea pe față, nu așa că m-a durut spatele, m-a rugat și mi-a trecut. Nu din astea. Omul ciung, puc, mâna la loc. Omul fără ochi, gata, vede. Da? Deci trebuie din astea adevărate. Da? Omul mort, înviat. Ce s-ar întoarce oamenii la Dumnezeu? Nu? Nu. Nu. Pentru că ei au văzut, poporul Israel a văzut lucrurile acestea. Și dacă poporul Israel ca nație l-ar fi primit pe Domnul Iisus Hristos, unu, nu l-ar fi răstignit și doi, n-ar fi primit condamnarea de la Domnul Iisus Hristos fiind prorocită de el și apoi suferită de ei când a fost distrus Ierusalimul. Și Domnul le spune foarte clar spre sfârșitul lucrării sale: vi se va lăsa casa pustie, nu va rămâne piatră pe piatră. O, dacă ai fi cunoscut tu și așa mai departe. Ei au văzut toate lucrurile acestea. Minunile acelea, lucrările acelea supranaturale nu le-au deschis ochii ca să înțeleagă cine este Domnul Iisus Hristos și ca să-și pună încrederea în el. Acum este un dialog interesant între demonizații aceștia și Domnul Iisus Hristos și am citit la un moment dat o cărțulie în care prezenta niște metode de scoatere a dracilor în funcție de acest pasaj în care Domnul Iisus Hristos dialoghează cu dracii. Da? Pașii erau cam așa, nu încercați acasă. Pașii erau cam așa. Dacă există o manifestare demonică, întreabă dracul cum îl cheamă. Că și Domnul Iisus a întrebat. După ce îți spune cum îl cheamă, mai întreabă-l nu știu ce. După ce ți-o spus asta, poruncește-i numele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu, ia să n-ai avut suficientă credință. Și încearcă mai mult, da? Sau sfârșești ca fiul lui Sceva. În cea mai bună variantă, da? Dialogul Domnului Iisus Hristos cu demonii nu are loc pentru a ne învăța pe noi cum să întrebăm noi pe dragi, să vorbim noi cu dragi, să le cerem informații. Dialogul demonilor cu Domnul Iisus Hristos are rolul de a ne arăta puterea și autoritatea Domnului Iisus Hristos. Ăsta e scopul, da? El întreabă: cum te numești? Legiune. Ți se ciulesc urechile? O, noi știm că o legiune era formată ca din 6.000 de soldați, da? Într-o campanie din asta romană, da? Ok,
6.000 de demoni în omul ăsta? Wow! Da? Și Domnul Iisus Hristos poruncește și ei pleacă. Asta arată spre ce? O, și eu pot să fac lucrul ăsta. Trebuie să învăț și eu tehnica asta. Nu! Asta arată spre autoritatea Domnului Iisus Hristos. Aplicație practică. Cum poate fi un om să fie eliberat de demoni? Nu să-i întrebi tu pe demoni cum îi cheamă și să o faci tu pe Mesia, că nu ești. Că nu ești. Uite că te lupți cu un obicei prost, cu o vorbire care nu este cum trebuie și așa mai departe. Scoate-ți tu, ții lucrurile alea și după aia te duci să scoți dracii din alții. Ce ne învață pe noi sau modul, ce ne învață Scriptura sau modul în care noi am putea ajuta oameni influențați de Satana este să-L predicăm pe Hristosul care îi poate elibera. Modul în care noi facem reală, într-un fel o facem noi reală, că El se face singur real, prin metodele Harului. Prezența Domnului Iisus Hristos este predicând Evanghelia, cântând Domnului Iisus Hristos, rugându-ne Domnului Iisus Hristos. Așa se manifestă prezența Domnului. Nu luându-ne noi niște poziții mesianice pe care nu le avem. Și bineînțeles, este foarte ispititor să ne pretindem un fel de profeți din ăștia reîncarnați care putem să facem noi lucruri extraordinare. Bun. Declarația îndrăcitului este interesantă pentru că noi știm din Sfânta Scriptură că demonii sunt duhuri înșelătoare. Vă întreb pe dumneavoastră și răspundeți-mi. Credeți că ce spun demonii ăștia despre Domnul Iisus este adevărat? Ce am eu de a face cu tine? Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. E adevărat? Era adevărat. Nu spuneți amin. Nu spuneți amin când dracii spun adevărul, să nu spuneți amin. Nici când spun adevărul. Avem, și asta e o aplicație importantă pentru noi, avem de unde să luăm adevărul, nu de la draci. Știți că Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie de reclama dracilor. Nici Pavel n-a avut nevoie de reclama dracilor. Sunt mulți oameni care, și aici eu sunt principiul pentru noi, care spun, domnule, las că o spus ceva adevăr. Vine unul, bag erezii puternic, dar o spus și ceva adevăr. Este un adevăr și acolo. Tu ia ce-i bun, da? Să luăm ce-i bun, că așa spune Biblia, să luăm ce-i bun. Vă dau imaginea asta sugestivă pe care v-am mai dat-o, dar dacă cineva v-ar da cea mai bună prăjitură de pe o grămadă mare de gunoi, ca să nu spun altfel, nu te duce să o iei. Te duce și-ai dat 5 lei și să-i lua cea mai bună prăjitură de la patiserie sau de unde vrei tu, dintr-un loc curat, frumos, măcar nu știi cum a făcut-o, dar arată bine, da? Nu te duci să o iei de pe grămada de gunoi doar pentru că e o prăjitură foarte bună care îți place ție foarte mult și atunci ai poftă. Te duci undeva și te duci. Dacă ai poftă, te duci să trăbați orașul și te duci să-ți iei o chestie pe care ți-o dorești, da? De la Satana nu avem nevoie de adevăr. La fel cum nu avem nevoie de la eretici de adevăr. Avem adevărul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, da? Iluminat de Dumnezeu, prezentat de Dumnezeu prin slujitorii lui. Motivul pentru care îndrăciții spun adevărul aici este pentru că era Iisus de față. De asta spun adevărul. Pentru că Iisus își manifestă autoritatea. Nu aveau nicio altă opțiune decât să declare adevărul în prezența Domnului Iisus Hristos. Nu a fost niciun îndrăcit care în prezența Domnului Iisus Hristos să mintă. Niciunul. Niciunul. Toți s-au declarat adevărul. Au spus cine este El cu adevărat. Și aici ni se arată foarte clar și este izbitor pentru noi prezentată identitatea Domnului Iisus Hristos. Ce am eu a face cu tine? Iisus e Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Unul ni se spune cine e Iisus, că este Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Și este foarte interesant că până la punctul acesta nici ucenicii nu fac o asemenea declarație. Ucenicii fac declarația aceasta după ce Petru merge pe mare. Dar până la punctul acesta, citiți Evanghelie, nici ucenicii nu fac declarația aceasta. Și ce spun ucenicii săi în pasajul de mai dinainte? Foarte interesant. Versetul 25. Când Domnul potorește marea, ei zic așa. Cine este acesta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă. Deci mergi cu Domnul Iisus Hristos. An după an te uiți la El, vezi niște lucrări fantastice. Și tu spui, oare cine o fi ăsta? Uite, natura ascultă de El. Oare cine o fi ăsta? Da, interesant. Nu, draci, n-au niciun dubiu. Tu ești Iisus, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Recunosc identitatea Lui, da? Recunosc și faptul că n-au nicio părtășie cu El. Zice, ce avem noi a face cu tine? Cu alte cuvinte, între noi nu există nicio legătură, da? Ei văd că nu există nicio legătură între ei și Domnul Iisus Hristos. Farisei nu erau siguri de lucrul acesta, da? Deci nu au niciun fel de părtășie. Și apoi declară puterea Domnului Iisus Hristos. Când ei spun, te rog, nu mă chinui. Se pare că era un drag din ăsta mai cu moț acolo care îi reprezenta pe toți, că spune la singular, te rog, nu mă chinui, da? Ei erau uniți. Și ăsta e un lucru foarte interesant. Nu există nicio dezbinare. Domnul declară foarte clar lucrul ăsta. Dacă Satana scoate pe Satana, împărăția lui s-ar fi dezbinat de mult. Nu, între ei este o unitate perfectă. Vorbește unul în numele tuturor și toți sunt de acord cu asta. Toți recunosc autoritatea Domnului Iisus Hristos, că El are putere să îi chinuiască, da? Să îi chinuiască. Recunosc că judecătorul era
în prezența lor. Luca iară ne face niște comentarii despre omul acesta când ne spune așa, căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracu prin prostii. Asta ar fi făcut, ce ar fi făcut oamenii în vremea de astăzi? Nu l-ar fi legat. L-ar fi dus într-un spital, i-ar fi băgat substanțe în el și l-ar fi rezolvat, nu? Asta arată foarte clar ce poate să facă omul pentru niște cazuri spirituale. Ce poate să facă omul? Să-l liniștească, să-l bage în spital, să-l bage într-o clinică. Ce poate să facă omul? Să-ți dea substanță. Ce poate să facă omul? Și în contrast, ni se arată ce poate să facă Domnul nostru Iisus Hristos. Într-un fel, trebuie să înțelegem următorul lucru. Potențial vorbind, toți suntem pe drumul ăsta, fără Dumnezeu. Să ajungem cât de rău să poate să ajungem. Toți suntem în halul ăsta. Da? Incapabil de restrâns. În noi există un focar de infecție spirituală care ne-ar aduce în cea mai gravă și degradantă stare. Toți suntem așa. În noi există stămânța asta de păcătoșenie. Predispoziția asta spre păcat, că dacă Dumnezeu n-ar restrânge rău în umanitate, în societate, prin legi, prin tot felul de lucruri, toți ajungem cât de rău am putea să ajungem. Cât de rău am putea să ajungem. Și omul nu poate să facă absolut nimic pentru a ne scoate din starea aceasta. Noi am putea produce moralitate, cum și facem cu copiii noștri, am putea să restrângem păcătoșenia noastră sau a altora, prin tot felul de lucruri, dar sub nicio formă omul nu poate stârpi rădăcina răului. Lucrul acesta îl poate face doar Dumnezeu. Asta poate să facă omul, vedem imediat ce face Domnul Iisus Hristos. Uitați, versetul 30, Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Domnul Iisus Hristos nu întreabă, fiindcă era curios. Și nici nu întreabă, fiindcă nu știa. Domnul Iisus Hristos nu asta întreabă. Vedeți că în Sfânta Scriptură și Dumnezeu pune întrebări. Și știți că există o teologie care spune că Dumnezeu nu cunoaște toate lucrurile, el le descopere. Știe toate variantele care există, dar nu știe exact care o să se întâmple. Domnul Iisus Hristos nu întreabă pentru el cum îți este numele. Pentru ce întreba Domnul Iisus? Ca să audă cei care erau lângă el și să vadă puterea lui. Să vadă slava lui, să vadă gloria lui. Imaginați-vă ce reacție a fost când ucenicii au auzit. Legiunea, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Istoria spune că o legiune era o unitate romană care putea ajunge la 6.000 de soldați, ceea ce ne arată starea decăzută, deplorabilă, în care a ajuns omul acesta. Acum, motivul pentru care Domnul Iisus Hristos îi întreabă cum îi cheamă și motivul pentru care deconspiră starea lui deplorabilă nu este să-l facă de rușine. Și asta e foarte important de înțeles pentru noi. Domnul Iisus Hristos obișnuiește să dea pe față păcatul. Știți că stătea de vorbă cu femeia samariteancă și femeia samariteancă merge ea în tot felul de chestiuni teologi acolo, discută despre închinare, despre când va veni profetul, Mesia și așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos la un moment dat o confruntă, după ce i s-a deschis inima și o trimite să-și cheme bărbatul. Acum vă întreb pe dumneavoastră, credeți că femeia mai avea și alte păcate decât ăsta în care trăia? Domnul Iisus nu confruntă niciun alt păcat decât pe ăsta. De ce? Pentru că ăsta este păcatul care măcina viața ei și ăsta este păcatul în jurul căruia gravita întreaga viața ei. La fel cu păcatul în jurul căruia gravita viața lui Zacheu era lăcomia, înșelătoria, banditismul, hoția. Domnul Iisus Hristos se duce și lovește acolo. La fel cum Domnul Iisus Hristos se duce și lovește problema ei. Și motivul pentru care el deconspiră este pentru ca să își arate gloria lui, pentru ca să își arate slava lui și pentru ca să apreciem lucrarea deosebită pe care el o face. Și draci, versetul 31, repetă, autorul de vreo 3 ori spune lucrul acesta, și draci rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acum este clar, adânc în Apocalipsa este locașul dracilor, închisoarea dracilor, unde sunt ținuți legați. Ca să poruncească dracii Domnului Iisus Hristos să nu-i trimită în adânc, arată foarte clar autoritatea Domnului Iisus Hristos asupra dracilor și asupra adâncului. Ceea ce trebuia să ridice foarte mari semne de întrebare pentru ucenicii care tocmai erau șocați că Iisus a potolit marea, că lângă ei este unul despre care aud că are puterea asupra adâncului, nu asupra locuinței morților, asupra adâncului, asupra închisorii dracilor. Acesta este Domnul Iisus Hristos, da? Care își revelează slava în locul acesta prin declarațiile demonilor. Este foarte clar aici că dracii recunosc puterea Domnului Iisus Hristos. Recunosc că se află în prezența judecătorului. De asta spun, nu ne chinui. Păi noi știm că Domnul Iisus Hristos a venit numai să mântuiască. Oare aveau dracii confuzii cu privirea cine este Domnul Iisus Hristos? Nu! Dracii știau că cel care acum este mântuitorul, mântuirea în mod implicit însemna izgonirea lor. Da?
Ceea ce și făcea în realitate Domnul Iisus Hristos. Asta făcea în realitate Domnul Iisus Hristos. Pe tot parcursul pasajului este fascinant de observat cum dracii au cunoștințe despre Domnul Iisus Hristos, cunoștințe pe care cei mai înțelepți, cei mai studiați oameni ai vremei nu le aveau. Este un lucru foarte interesant, unic în Sfânta Scriptură, că Domnul Iisus Hristos dă curs cererilor. Și lucrul acesta a dat loc la foarte multe speculații. Foarte multe speculații. De ce Domnul Iisus Hristos, în ghilimele, cedează? De ce Domnul Iisus Hristos dă un răspuns pozitiv rugăminților? Eu cred că dracii ăștia, și eu cred că dracii aveau suficientă inteligență ca să știe situația tragică în care se aflau. Și ei fac o cerere Domnului Iisus Hristos foarte precisă. Dracii rugau stăruitori pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc, ăla locul în care se vor duce în final toți dracii. Acolo pe munte era o turmă de mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El a dat voie. El a dat voie. Și întrebarea este, de ce le-a dat voie? Pentru că este un motiv pentru care le-a dat voie și este un motiv pentru care autorul ne spune. Scriptura ne spune că dacă s-ar fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, nu mai încăpeau cărțile. Multe lucruri ciudate au făcut Domnul Iisus Hristos. Da? Ciudate pentru oameni. Dar este interesant că autorul găsește important să ne menționeze că dracii aceștia vreau să se ducă în porci. De ce? Haideți să înțelegem. Scriptura ne arată foarte clar în Vechiul Testament că dracii, că porcii erau niște animale necurate. Evreii n-aveau voie să dețină, să consume, să comercializeze asemenea animale. Nu trebuiau să aibă tangențe cu asemenea animale. Acum întrebarea este ce treabă aveau oamenii ăștia cu porcii? În Marcu ni se spune că erau aproape 2000 de porci. Deci înseamnă că erau mulți. Un singur om să aibă atâția porci, e puțin probabil, și vedem imediat că toată zona asta se ocupa cu asemenea afacere și cu asemenea lucrare. Și eu cred că motivul pentru care dracii cer ca să intre în porci este sau trădează faptul că ei vreau fac un fel târgul ăsta cu Dumnezeu. Nu ne trimiți în adânc și ne punem la dispoziția ta să te folosești de noi. Pentru ce? Pentru a stârpi păcatul ăsta. Da? Pentru a stârpi sursa sau ceea ce întreținea această activitate păcătoasă în poporul Israel. Da? Porcii, comercializarea. Nu știm dacă și consumau porci, dar este foarte clar că aveau un fel de afacere cu porcii aceștia. Deci acesta este motivul, cred, pentru care Domnul Iisus Hristos dă curs cererii demonilor. Pentru că ei se pun la dispoziția lui Dumnezeu să fie folosiți de Dumnezeu pentru a nimici ceea ce producea bani, într-un fel. Da? Era, întreținea puțin economia oamenilor ăsura de aici. Ei se pun la dispoziția Domnului Iisus Hristos ca să fie folosiți de Domnul Iisus Hristos. Omul este eliberat. Domnul Iisus Hristos este de acord? Dracii au ieșit din, le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, execută ei imediat planul Domnului Iisus Hristos, arătând foarte clar din nou că dracii sunt la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Ei nu fac ce vor ei. Deci ideea asta gnostică că Dumnezeu cu satana, Domnul Iisus cu îngerii, satana cu dracii lui, sunt într-un fel de concurență în asta continuă, hai să vedem cine o să câștige până la urmă, ideea asta este aberantă și eretică. Dracii cer voie și nu execută până când Domnul Iisus Hristos nu le dă voie să se ducă în porci. Să duc numai în porci, nu se ducă nicăieri în altă parte. Da? Ei sunt total la dispoziția lui Dumnezeu. Se face eliberarea. Se face eliberarea și învățăm de aici foarte clar următorul lucru. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Se face eliberarea, dar eliberarea se face cu un preț. Acum, faptul că îndrăcitul ăsta stătea în zona aceasta, în care oamenii aceștia în mod clar călcau legea lui Dumnezeu, trădează foarte clar starea precară în care ei se aflau din punct de vedere spiritual. Și cum am spus, faptul că în Israel erau atâția îndrăciți din care Domnul eliberează în continuu timp de 3 ani și jumătate arată starea precară spirituală în care se aflau oamenii aceștia. Problema în sine nu e carnea aia de porc, ci problema e că Dumnezeu ți-a spus să nu consumi, să nu comercializezi, să nu deții că sunt animale necurate și tu calci legea lui Dumnezeu. Aia era problema. Și călcând legea lui Dumnezeu arăta împietrirea inimii în care se aflau oamenii aceștia. Și învățăm că eliberarea vine la pachet cu stârpirea sursei păcatului sau motivelor păcatului sau rezultatelor păcatelor noastre. Da? El stârpește, vine la pachet.
Mântuirea, cred din toată inima, este numai prin har, numai prin credință, numai prin Domnul Iisus Hristos. Dar vine la pachet cu ceva. Vine la pachet cu ceva. Omul care este mântuit va fi eliberat și poate de anumite, cu siguranță va fi eliberat de anumite lucruri care întrețin păcatul lui, da? Care facă păcatul lui să crească ca într-o pepinieră, frumos hrănit, da? Dezvoltat, apărat să se dezvolte acolo. Și eliberarea vine odată cu stârpirea acestor surse de păcat. Cum se întâmplă locul acesta? Cum se întâmplă locul acesta? Și din păcate, mulți oameni care înțeleg principiul acesta, acesta este motivul principal pentru care nu se întorc la Dumnezeu. O, dacă m-aș pocăi, știu că dacă m-aș pocăi, aș pierde relațiile alea. Dacă m-aș pocăi, ar trebui să întrerup afacerile alea. Dacă m-aș pocăi, ar trebui să părăsesc lucrurile alea. Dacă m-aș pocăi, nu că ei se tem că nu se le poate da Dumnezeu putere să facă lucrurile alea. Nu! Inima lor este pentru lucrurile alea. Și aici se vede foarte clar, imediat vom vedea foarte clar, dacă oamenii aceștia aveau dispoziția de a suferi o asemenea transformare. Sună foarte bine, mântuire prin har, nu? Nemeritată. Sună foarte bine, alegere necondiționată. Excepțional sună, nu? Eliberare de păcat. Sună extraordinar. Cine o face? Numai Dumnezeu o face. Numai să crezi. Auziți cum sună? Numai să crezi. Cel mai simplu, numai să crezi în Dumnezeu. Numai să crezi în Domnul Iisus Hristos. Când Scriptura ne arată foarte clar că la pachet cu mântuirea prin har, prin credință, prin Hristos, vine această transformare. Da? Anumite pierderi care din punct de vedere uman sunt pierderi extraordinar de mari. Extraordinar de mari. Care sunt rezultatele eliberării? Porcarii. Haideți să vedem ce ne spune Scriptura despre porcare. Porcarii, când au văzut cele întâmplate, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. De ce? Păi tocmai și-au pierdut slujba. Acum trebuia să fie ceva oameni care să pască 2000 de porci. Și știți că porcii nu sunt ca oile. Da? Porcii nu sunt ca oile. Oile au ele un fel al lor de a sta împreună. Una o ia razna, se duc toate, dar măcar se duc razna în același loc. Da? Porcii nu sunt chiar așa. Aveau nevoie. Și oamenii aceștia își pierd locul de muncă. Acum își pierd locul de muncă. Fără să vrea să-și piardă locul de muncă. Pierdându-și locul de muncă, da? Suferind un dezastru chiar sub ochii lor acolo. S-au dus în celelalte în sate, în cetate și prin sate. Ceea ce înseamnă că posesorii acestor animale erau din zona respectivă și erau mulți. Ei se ocupau cu lucrul ăsta. Nu era un om care avea o afacere. Ci erau oameni de prin cetate și de prin sate, da? S-au dus și le-au spus ce s-a întâmplat. Oamenii au ieșit să vadă ce le-a întâmplat. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzusele cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Acum, avem oamenii aceia vin și avem mărturia omului eliberat despre care se spune așa. Era întreg la minte și stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Acum, figurativ vorbind, fiecare dintre noi care ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, acolo trebuie să fim găsiți. Nu? La picioarele celui care ne-a dat viața, care ne-a mântuit și care ne-a eliberat. Este un principiu spiritual. Îți dorești să fii lângă acela care ți-a făcut atât de mult bine. Da? El mărturisea prin îmbrăcăminte, prin liniștea lui, că e acum un om normal la cap, că nu-i maniac, că nu mai e îndrăcit și că a fost eliberat de Domnul Iisus Hristos, că de asta stătea lângă el. Deci este o mărturie foarte clară pe care au nu doar de la porcari, ci la îndrăcitul pe care îl cunoșteau foarte bine. Dacă cineva a întrebat de Gadara, care e lucrul pe care îl știau toți oamenii? Exact lucrul pe care îl știm noi astăzi. Ce știți dumneavoastră despre gadareni? Păi că creșteau porci și că Domnul i-a băgat în faliment și că era acolo un îndrăcit care le făcea reclamă. Asta se știa despre ei. Da? Deci au mărturia porcarilor, au mărturia omului eliberat, liniștit, întreg la minte, îmbrăcat, stând la picioarele Domnului Iisus Hristos și au mărturia martorilor oculari, în versetul 36. Cei ce văzuseră cele petrecute, da? Nu porcare acum, nu îndrăcitul, ci cei care au văzut lucrurile acestea, le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de dragi. Deci avem o mărturie despre eliberare. Porcare au povestit despre tragedie, despre impasul financiar în care i-a băgat Domnul Iisus Hristos. Dar cei care au văzut le povestesc despre eliberare. Un lucru extraordinar. Uite ce s-a întâmplat. L-au eliberat pe îndrăcitul ăsta, Domnul Iisus Hristos. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucat o mare frică. Ce frică era asta? Sunt două tipuri de frică. Este o frică normală, naturală. Când vezi puterea lui Dumnezeu și să spui un asemenea Dumnezeu m-ar face praf și pulbere, ceea ce se întâmplă dacă nu te pocăiești, ceea ce vedem că se întâmplă în cartea Apocalipsei, când mânia mielului se revarsă peste umanitate, oamenii nu zic, Doamne, vrem să ne pocăim!
Mușcându-și limbile de durere, de durere, spune, este un refren care se repetă în Apocalipsa. Și tot nu s-au pocăit. Și au hulit numele lui Dumnezeu. Să duc la munți, la stâni, strigă să cadă peste ei, dar hulesc cu hule împotriva lui Dumnezeu în gura lor. Asta este o frică. Deci frica de Dumnezeu. M-am întors la Dumnezeu, m-a cuprins o frică. Stai puțin să vedem despre ce frică e vorba. Da? Pentru că este o frică care ar dori ca să scape de Dumnezeul acesta, să se ducă Dumnezeul ăsta de aici, de care ne este frică. Ceea ce și se întâmplă. Le-a fost frică și au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece de la ei. Pentru că i-apucase o mare frică. Deci oamenii ăștia își dau seama că au în mijlocul lor pe unul care are asupra autoritate asupra omului, asupra demonilor, asupra adâncului, asupra animalelor. Are control total și vor să scape de el. Acum, câtă prostie aici. Ăsta care are control asupra tuturor lucrurilor acestora are puterea asupra noastră. În loc să te pleci înaintea lui și să te pui la dispoziția lui, că poate să facă orice cu tine. Ei roagă frumos. Roagă frumos, da? Roagă să plece de la ei. Un lucru tragic, dracii să pun la dispoziția Domnului Iisus Hristos, oamenii nu. Dracii să pun la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Ei știu că singurul loc de a scăpa de adânc pentru o perioadă temporară este să se pună la dispoziția Domnului Iisus Hristos și să împlinească voia lui Dumnezeu prin stârpirea porcilor, care erau o dovadă a stărilor spirituale precare. Oamenii nu. Asta ne dă o lumină deosebită asupra stării de depravare a omului. Poate să vadă miracole, poate să vadă pe însuși Dumnezeu în fața ochilor, făcând minuni, făcând miracole, făcând semne. Mai vrem un semn. La un moment dat îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, că nu a făcut destule semne. Arată-ne, dă-ne un semn. Zice, băi, să-ți întregi la cap? Ce semn să vă dea? Ce semn să vă mai dea? Și Domnul spune, singurul semn care va mai fi dat este semnul prorocului Iona, da? Fiul omului va sta 3 zile mormânt și a treia zi va învia. Ăsta e singurul semn care o să vă mai dea. Ce semn să vă mai dea Dumnezeu? Când a făcut tot felul de semne înaintea lor. Este foarte interesant de înțeles următorul lucru. Eliberarea pe care Domnul aduce acestui om a fost fără voia lui. Domnul nu trebuie, vrei să te eliberezi? Îl eliberează. Are o putere fantastică, extraordinară, extraordinară asupra acestui om. Acum, s-ar putea să ne mirăm. Oamenii ăștia care l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos și l-au rugat să plece de la ei pentru niște... Pentru ce? Pentru niște porci. Dar nu așa este tot oamenii. De ce nu se pocăiesc oamenii? Întreabă oamenii. Oamenii care cred în Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos, cred că trebuie să se pocăiască. Eu am stat de vorbă cu asemenea oameni. Sunt oamenii noștri. Dar de ce nu te pocăiești? Ce o să zică mama? Ce o să zică tata? Ce o să zică popa? Ce o să zică prietenii? Ce o să zică? Pentru atâtea lucruri își ratează oamenii veșnicia. Pentru atâtea lucruri. Pentru nimic mai mult. Să nu vă imaginați că oamenii să gândesc, domnule, dacă mă întorc la Dumnezeu, o să fiu lipit pământ. Nu! N-ai dubii, că se uită la noi și vede că n-am luat-o niciunul razna, fiindcă suntem pocăiți. Oameni pentru niște lucruri de nimic. De nimic. Îl dau pe Hristos deoparte. Nu ne trebuie. Nu ne trebuie prin asemenea Hristos. Deci preferăm, cu alte cuvinte, aici e un lucru absolut înfiorător când te uiți la el. Preferă să rămână cu demonii decât cu Hristos. Preferă să rămână cu omul ăsta care era într-un fel simbolul morții pentru ei, a morții prezente între ei, care dormea în morminte, nu mai dormea într-o casă ca oamenii normali, decât să fie cu cel care a dat viața acolo, da? Preferă să rămână cu un maniac decât să fie cu un om întreg la minte. Preferă să fie cu un om care arăta starea degradată a păcatului decât să rămână cu sfințenia, cu robia acolo în fața lor decât cu libertatea. Ăsta este omul. Și ăștia suntem și noi, fără Domnul Iisus Hristos. Până când intervine această eliberare supranaturală, miraculoasă, tainică a lui Dumnezeu în viețile noastre. Să preferi să rămâi cu prezența manifestată a diavolului în cele mai oribile moduri, dar să nu fii cu Domnul Iisus Hristos. Să nu vă imaginați că dacă societatea ar ajunge într-o stare de depravare cruntă, toți o să strige după Dumnezeu. Nu o să strige. Frați și surori, să înțelegem ce lucrare miraculoasă este mântuirea. Când Dumnezeu îți deschide ochii inimii, dacă ar face non-stop înaintea ta miracole, ne-am duce cu ele la televizor, am face show cu ele și nu ne-am pucăi. Până când Duhul Sfânt intră în viețile noastre, ne străpunge inima, ne schimbă inima, ne cercetează, ne luminează, deschide ochii inimii noastre să vedem frumusețea Mântuitorului. A Mântuitorului. Da? Ăsta este motivul pentru care ei renunță la Domnul nostru Iisus Hristos. Acum este clar că sunt niște efecte sociale ale mântuirii. Nu mai erau porci. S-a terminat o activitate.
Și ăsta este adevărul. În istorie se dovedește lucrul acesta. Când o zonă s-a umplut de oameni credincioși, a fost un impact economic, social. S-a schimbat dinamica societății. Imaginați-vă dacă tot Zalău s-ar pocăi. Duminică s-ar închide tot. Bă, prieteni, ăștia cu toate fabricile lor, cu tot. Noi nu venim duminică la muncă. N-are cum să-i concedeze pe toți. Că o dăm faliment, trebuie să mute de aici. S-ar schimba însăși dinamica societății. Există un impact social, civic, asupra societății din partea creștinilor. Ideea aceasta că noi trebuie să avem ca scop principal impactul asupra societății, să facem mai bine societății, este falsă. Simpla prezența credincioșilor, da? Și evangelizarea, mântuirea altor oameni va duce la impactul ăsta social inevitabil. Pentru că eu voi trăi după poruncile lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu și impactul acesta va exista cu siguranță. Versetul 38 și 39, în final, se arată reacția acestui om îndrăcit, care este fantastică, deosebit de importantă pentru noi. Spune așa Scriptura. Omul din care ieșiseră draci îl ruga să-i dea voie. De trei ori ni se spune în textul acesta că se ruga. Dracii se rugau, oamenii ăștia se rugau și îndrăcitul se ruga. Și îndrăcitul se ruga, singurul care face o rugăciune bună aici. Îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Deci ruga, Doamne, sper că nu trebuie să merg mai des la sinagogă acum. Doamne, sper că nu trebuie să citesc din lege acum că sunt întreg în cap. Acum întreg la cap. Înainte nu puteam. Dar sper că mă pui la o corvoadă de asta. Doamne, sper că nu trebuie să mă închin înaintea ta, Doamne, de acum. Doamne, sper că dai o viață în asta religioasă, plictisitoare. Când eram îndrăcit, aveam activitate. Nu. El vroia să rămână cu Domnul Iisus Hristos. Acela limbaj folosește Domnul Iisus când intră la Zacheu. Trebuie să rămân în casa ta. Da. Domnul Iisus Hristos vine să rămână cu noi, vrea să rămână cu noi. Este o dispoziție a omului acesta spre ascultare. Este o dispoziție a omului acesta spre părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Da? Spre părtășie. În inimile noastre este implantat acest dor, această predispoziție, inclinație spre părtășia cu Domnul Iisus Hristos, dacă suntem născuți din nou. Este un test eliminatoriu. Eliminatoriu pentru noi. Eu știu că multe slujbe de biserică sunt plictisitoare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și că motivul pentru care mulți oameni nu vor să ducă la biserică este pentru că bisericile alea au pierdut la propriu prezența Domnului Iisus Hristos. Sunt niște slujbe, sunt niște ceremonii. Și sunt sigur că sunt oameni născuți din nou credincioși care spun: "Bă, nu vine să mă duc. Eu am auzit oameni credincioși, vin mai rău de la adunare cum am dus." Nu e neapărat semn că nu-i născut din nou. Ar putea să fie, dar nu e neapărat semn că nu-i născut din nou. Dacă tot ce se întâmplă acolo e ceremonie și ritual religios, e normal, omul vrea prezența Domnului Iisus Hristos, vrea cuvânt, vrea realitate duhovnicească și normal să aibă sentimentul ăsta. Dar este și partea cealaltă, că este prezența Domnului acolo, este cuvânt, este părtășia fraților autentică, este prezența manifestată a Duhului Sfânt și nu vreau să mă duc pentru că nu l-am cunoscut niciodată pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că n-a fost niciun moment în care El m-a eliberat supranatural, miraculos și am văzut frumusețea Lui, m-am îndrăgostit de El și vreau să rămân cu El. Vreau să rămân cu El. Da? Noi nu putem să creăm sentimentul ăsta. Noi putem să facem oameni religioși, morali, dar noi putem să creăm oameni din ăștia, oameni care să vrea să rămână cu Domnul Iisus Hristos. Ăla va căuta părtășia cu Domnul Iisus Hristos oricând și oriunde. Pe ăla n-ai cum să-l oprești. Pe ăla nu trebuie să-l bați la cap. Să ducă să stea cu Domnul Iisus Hristos. Da? Se vede o dispoziție spre părtășie. Se vede o dispoziție spre ascultare. Îl ruga să-i dea voie. Vezi? Îl ruga pe Domnul să-i dea voie. El înțelege. Dacă cel lângă care sunt eu a putut să mă elibereze de hoarda asta de draci, el are putere. El are putere. Dacă a trimis dracii ăștia în porc și putea să-i trimită în adânc, el are putere. Are o putere fantastică, extraordinară și se așează sub autoritatea lui. N-ați putea și n-am putea să respectăm un Hristos cum este portretizat astăzi. Bleg, care stă așa blândoc, să uită la noi punk, și așteaptă ca noi să-i dăm directive, să-l trimitem, să-l aducem, să-l facem una sau alta. N-ați putea să respectați un asemenea Hristos. N-ați putea. El nu este așa în realitate. El este un Hristos și dacă vrei să-i faci o rugăciune, Doamne, te rog, dacă e voia ta. Pentru că ai înțeles stăpânirea lui, puterea lui, autoritatea lui. Dar dacă niciodată în viața ta n-ai văzut o manifestare miraculoasă a puterii Domnului Iisus Hristos, cum să te raportezi la El în felul ăsta? Cum să ai dispoziția asta spre ascultare? Semnul nașterii din nou este dorința, dispoziția spre părtășie cu Hristos și semnul, al doilea semn al nașterii din nou arătat în textul acesta al mântuirii, este dispoziția de a asculta de Domnul Iisus Hristos. De a face tot ce spune El.
dispoziție. Nu că reușim totdeauna să ascultăm de El. Nu reușim. De aici în față până la ultimul nu reușim să ascultăm întotdeauna de Domnul Iisus Hristos. Nu despre asta e vorba. Ci este vorba să-ți faci o verificare în seara aceasta prin Duhul Sfânt să vezi dacă ai dispoziția de a asculta. Dacă vrei să asculți și când n-ai ascultat din prostie sau voi inconștient sau conștient, să-ți pară rău și să te pocăiești. Pentru că tu ai înțeles cine este Domnul Iisus Hristos. Dacă n-a existat un moment în viața mea în care să văd, în primul rând, puterea supranaturală a lui Dumnezeu, intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt în viața mea, prin eliberarea mea de sub păcat, niciodată nu mă voi așeza sub autoritatea Domnului Iisus Hristos de bunăvoie, voluntar. Niciodată. Niciodată. Dacă tot ce a însemnat mântuirea pentru mine a fost o tranzacție în asta religioasă cu Dumnezeu, Doamne, te primesc în inima mea ca să meargă bine în viață și ca să nu mă duc în iad, n-ai să respecti niciodată pe Hristos adevărat. Niciodată. Ai să urăști un asemenea Hristos în inima ta. Ai să nutrești gânduri negre împotriva Lui. Că nu-ți place de El. Pentru că tu nu te-ai întâlnit cu El. Pentru că nu L-am cunoscut pe El. Da? Este o dispoziție spre părtășie. Este o dispoziție spre părtășie. Ce îi spune Domnul? Foarte frumos. Dar Iisus L-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce s-a făcut Dumnezeu. Tot ce s-a făcut Dumnezeu. Câteva principii cu care vom încheia în seara aceasta. Misiunea noastră de la Dumnezeu este să ne ducem să povestim tot. E chiar atât de simplu. Tot ce ne-a făcut Dumnezeu. Pentru El a făcut o eliberare, un miracol fantastic, extraordinar. Și într-o oarecare măsură pentru toți a făcut lucrul acesta. Legătura păcatului este la fel de puternică în viața fiecăruia dintre noi. Este la fel de puternică în viața unui om moral, în viața unui îndrăcit, în viața unui satanist, în viața unui religios sau în viața unui baptist nepocăit. Este la fel de puternică. Și este necesară aceeași putere a Domnului Iisus Hristos ca să-L elibereze, ca să ridice la viață. Du-te și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Asta e misiunea noastră. Misiunea noastră nu este să facem reclamă la lucruri fantastice, auzite de pe la alții, ci să povestim ce ne-a făcut Dumnezeu nouă, da? Ce ne-a făcut Dumnezeu nouă. De aceea este o tragedie să nu înțelegem misiunea principală la care ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, cum am mai spus de mai multe ori, să vă duceți în centrul Zalăului, să începeți să strigați la oameni, că sunt niște păcătoși, că trebuie să pocăiască și că există salvare în Domnul Iisus Hristos. Unii au misiunea asta. Dar misiunea fiecăruia dintre noi este că acolo unde suntem noi, în cercul nostru de influență, tot să audă ce ne-a făcut Dumnezeu. Scopul nu este să avem mărturii spectaculoase, scopul nu este să spunem nu știu ce lucruri supranaturale, lucruri izbitoare, ci scopul este să mărturisim nu ce a făcut El altora, ci ce ne-a făcut nouă. Du-te și spune, auziți, povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Nu ce ți-a făcut oamenii, ci ce ți-a făcut Dumnezeu. Ce ți-a făcut Dumnezeu. Este imposibil ca această transformare pe care a făcut-o El în noi să nu se vadă. Și acum, dacă toate adunările din țara asta, pentru timp de o săptămână, atât, timp de o săptămână, a renunțat la toate activitățile despre care Biblia nu spune absolut nimic și s-ar apuca să facă ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos să facem, vă spun că nu se vor mai întoarce la activitățile alea. Nu se vor mai întoarce la activitățile alea. Tendința de a inventa activități este, din ce văd eu, un mod de a ține pe oameni ocupați în secte și în culte și de a-i face să creadă că fac lucrarea lui Dumnezeu, în timp ce ei nu o fac. În timp ce ei nu o fac. Misiunea principală la care ne-a trimis Domnul Iisus Hristos este nu să facem activități, nu să facem programe, de aceea mulți oameni nu pot suporta programe. Prea simplu. O zic, prea simplu, domnule. Avem atâta activitate de făcut în timpul săptămânii și atâția oameni la care să le spune Domnul Iisus Hristos că atunci când vei veni la adunare, nu vei vrea nici să o faci pe deșteptul, nici pe șmecherul și nici să fii isteric din punct de vedere religios. Nu vei vrea. Vrei vrea să stai acolo, să te rogi, să binecuvântezi pe Dumnezeu, să ceri la Dumnezeu putere de sfințire și să faci ceea ce ți-a cerut El să faci. Este suficient. Este suficient. Este suficient. Acum, mântuirea, din nou, cum am spus, este doar prin har, doar prin credință, doar prin Hristos, dar ea va avea rezultate. Și în locul acesta, rezultatul este mărturia. Mântuirea duce la o mărturie. N-ai mărturie? N-ai mântuire. Nu ești mântuit prin mărturia ta, dar ești dovedit că am mântuit prin mărturia ta. Trebuie să existe o mărturie pe care să o am. Pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu pentru ceea ce eu am făcut. Nu pentru ceea ce eu am făcut, da? Întrebare pentru dumneavoastră. Când a devenit omul ăsta misionar? Maniacul, când a devenit misionar? Când credeți? Nu l-au trimis nici la Oradea, nici la București să facă studii teologice. Ăsta, e complicat să spui despre Domnul Iisus Hristos.
Vezi că acum sunt multe secte, sunt multe idei, sunt multe filozofii. Trebuie să ne pregătim noi, să te îndoctrinăm cu teologia corectă ca să poți fi martor al Domnului Iisus Hristos. Nici vorbă. Îți bune toate lucrurile astea. Să studiezi, să faci cursuri pe tot felul de subiecte, să dezvolți. Toate lucrurile astea îți bune. În esență, un om care l-a întâlnit cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos știe suficient ca să fie martorul Domnului Iisus Hristos. Știe suficient. Nu trebuie să facă nici un fel de pregătire suplimentară. Dacă știi suficient pentru mântuire, dacă știi suficient despre mântuirea ta, știi suficient și pentru mărturia ta. Suficient. Dacă ai experimentat cu adevărat mântuirea, poți să te duci să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos. Și închei cu următoarea idee. Este interesant că Domnul Iisus Hristos nu spune la omul acesta: du-te și fă evanghelizare în alt loc, ăștia sunt anatema, nenorociți ăștia, pentru că m-au izgonit de aici. Ăștia își iubesc mai mult porcilor decât pe mine. La ăștia să nu calci picior. Nu. Domnul Iisus Hristos îl trimite unde? Acasă. El era din zona asta, îl trimite acasă. Îl trimite acasă, du-te acasă, întoarce-te acasă și povestește tot ce s-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea și ascultați puțin. Tot ce-i făcuse, nu Dumnezeu. Deci Domnul Iisus îi spune așa, du-te și spune tot ce s-a făcut Dumnezeu și el s-a dus și a povestit tot ce-i făcuse Iisus! Ați înțeles, da? Iisus îi spune să ducă să povestească tot ce a făcut Dumnezeu și el se duce și a povestit tot ce i-a făcut Iisus, pentru că el a înțeles foarte clar că cel care era în fața lui era manifestarea divinității a lui Dumnezeu. Niciunul nu avea puterea asta. Nu a existat niciun profet în toată istoria, niciun vindecător care să facă și să aibă puterea pe care avea Domnul Iisus Hristos. Ca să spună, stai să mă gândesc, unde vă trimit? În porci sau în adânc? Niciun a spus, cât sunteți? 6.000 de duhuri. Acum, în porci. Ce execută? Sau duhurile să se roage de el? Să facă una sau... Nu a existat nicio ființă decât Domnul Iisus Hristos, care este întruparea Dumnezeului viu și adevărat. El a făcut lucrarea aceasta. Da? Și s-a dus și a povestit și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Domnul Iisus. Vă las cu aplicația aceasta. Fiecare dintre noi avem o mărturie. Sper. A ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și nu ne cheamă Dumnezeu la nimic complicat. La nimic complicat. Scopul nostru primar pentru care suntem lăsați pe pământul acesta, repet, în cercurile noastre de influență. Avem noi cercurile noastre concentrice. Influența noastră devine tot mai slabă cu cât cercul e mai mare. Da? Oameni cu care ne întâlnim mai rar. Dar avem cercurile noastre de influență. Și misiunea noastră este să mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Toți putem să facem lucrul ăsta. Este un frate de la Sighe care este mutat în Anglia și ne-a povestit lucruri fantastice. Am văzut poze, chiar a făcut lucrul ăsta. S-a dus și a desenat ziduri, a pus versete, a văzut o poză în Anglia, în Londra. Acum nu știu când o să-l închidă, dar oricum, până atunci face lucrarea. A văzut un poster cu al islamiștilor, a făcut și el unul mai mare, cu Domnul Iisus Hristos și cu un verset din Biblie. Nu toți sunteți chemați să faceți lucrul ăsta, da? Poate la prima încercare v-ar prinde poliția și v-ar băga în pușcărie. Dar toți avem ceva de spus despre Domnul Iisus Hristos, despre ceea ce El ne-a făcut nouă. Și Dumnezeu să ne împuternicească să facem lucrul ăsta în săptămâna aceasta și să înțelegem că asta este misiunea noastră. Să ne încărcăm aici, să ne bucurăm aici și când plecăm să fim martorii Lui. Amin.